Cum mi se tocesc creioanele când desenez? Cum mi se descarcă bateria la telefon când mi-l încarc cu cabluri diferite? Cum se mișcă norii pe cer? Cum se urcă furnicile pe mâncare? Tipuri diferite de fețe. Cântăreți începători la ukulele. Cum pictez când pictez abstract? Cum prima impresie influențează restul relației. Cum e să ai multe idei? Cum e să tai lemne? Victimele relațiilor toxice. Persoane care trec de la vorbit zilnic la ignoranță. Sticăre. Cum animale de pluș și cele de companie duc la o viață mai fericită. Persoane complexate. Voluntariate și cum afectează. Competitivitatea toxică și cea sănătoasă. Cum se schimbă forma unei pietre dacă dai mult cu piciorul în ea. Cum te judecă oamenii când îți împărtășești ideile, sentimente de începător. Climate crisis. De câte ori vezi fluturi într-o săptămână. Cum e să fii fățarnic. Cum e să faci lucruri din greșeală. Sentimentele din spatele intenției. Vise care se întâmplă în realitate. Cum e să crezi că toate ideile tale sunt banale? Cum e să fii descurajat în mod constant? Cum e să locuiești cu oameni fixiști? Cum e să te izolezi? Cum e să ai reacții presetate? Cum e să te forțezi? Cum e să faci totul superficial? Cum e să trăiești cu triht? Cum e să ai oameni mincinoși în viața ta? Cum e să fii fericit cu tine? Cum e să aduni gunoi de pe străzi? Cum e să dormi 4 ore pe noapte? Motivațiile oamenilor. Cum ajung cei care nu cer ajutor? Regretul în urma renunțării la sport. Oameni care nu spun, dar ascultă. Tipuri diferite de cercei. Controversa, bărbații nu pot plânge. Obsesii de scurtă durată. Obsesia de obsesii. Viața unui arici într-un interviu. Rușinea de oameni. Integrarea în societate. Proteste în familie. Cum cresc plantele prin crăpăturile din ciment. Oameni agresivi. Interpretări și ilustrații. Speculații în legătură cu universul. Lucrurile pe care le auzi în liniște. Cum e să crezi că în sfârșit ai murit? Surori mai mici și cum să te aperi de ele. Capătul curcubeului. Diferența dintre nevoie și iubire. Nu mai am idei. Capul meu este gol. M-am întors. Aici e personajul principal când e mic. Și aici sunt evenimente din viața lui care l-au marcat când era mic. De exemplu, aici era în clasă și era bătut. Aici este o poză cu Ceaușescu. Și aici, adică se vede că fiecare are câte o carte la el. Și el nu are la locul lui. Și aici e o poză cu familia. Și aici e bătut cu curea. Și aici e o canapie și e o ușă. Și e o ruptură cumva, pentru că astea două lucruri care nu trebuia să se întâmple. Adică nu e ok, asta vrea să analizeze. Și aici e o persoană mare. Și vrea să... Aici este prins de o frică care ține cumva departe de toți oamenii ăștia care sunt aici și zâmbesc în grup. Și cumva el nu poate să ajungă la... acolo, la ei. Și... aici, el nu e prins, adică trecutul, cumva el în trecut și asta, prezentul lui cumva e dominat de fricile din trecut, dar nu îl definesc cumva, că doar nu-i prins și în prezent, cumva nici asta, nu-s prins imaginile, deci cumva nu-i ceva ce va fi pentru totdeauna neapărat, poate se și schimbă.